Secretarul General al OSCE Helga Schmidt a apreciat înaltă activitățile misiunii organizației în Moldova, atât în ceea ce privește edificarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, cât și în sprijinirea colegilor ei recent evacuați în Moldova din Ucraina. Aceasta a făcut declarația în finalul unei vizite oficiale de două zile în Moldova, în cadrul căreia s-a întâlnit cu personalul evacuat al OSCE și cu reprezentanții conducerii Republicii Moldova. Comunicatul de presă al OSCE notează că șeful organizației și-a exprimat sincera recunoștință și admirația pentru devotamentul personalului misiunii OSCE în Ucraina și a asigurat că organizația îi va sprijini în toate modurile posibile. Este greu de exprimat în cuvinte cât de mândri suntem, eu și Draga comunitate OSCE, de mare muncă pe care ați făcut-o în Ucraina. Plecarea voastră este temporară. Situația din această țară este teribilă, dar voi depune toate eforturile pentru a ne relua munca de îndată ce vom fi în siguranță, a spus secretarul general, solicitând încetarea imediată a tuturor acțiunilor militare.